Nici o ieșire publică fără nepoata lui, deocamdată, la nivel declarativ. Traian Băsescu nu pierde nicio ocazie pentru a se lăuda cu fica Elenei Băsescu. De când a luat în greutate, micuța își ține părinții pe jar, spune bunicul. Pentru că acum e frig, micuța nu a mai fost la plimbare. Oricum, mai este puțin până la botez. Cu ce mă lăuda, să știe toată lumea. Relaxat și cu zâmbetul pe buze, așa devine Traian Băsescu de fiecare dată când e întrebat de nepoata lui. Doarme, dar se trezește. A făcut din părinți așa, îi ține curândul. Nu vă vedem cu nepoata la cam frig. Și prima doamnă abia se dezlipește de nepoțică. E un nou membru al familiei, la care ne gândim tot timpul. Fiecare zi o vizitează. Și bunicul președinte o vizitează în fiecare zi și îi face poze cu telefonul atunci când doarme. E mândru că a crescut. Născută prematur, fetița Elenei și a lui Bogdan Ionescu a ajuns acum la 3 kg și 300 de grame, iar Băsescu arată tuturor pe Facebook. Cu cine seamănă, domn președinte? Poftim? Cu cine seamănă? Cu mine, sigur. Veți sărbători? Se vede. Până la botezul primei nepoate a președintelui nu ar mai fi chiar atât de mult, deși nimeni nu se grăbește să anunțe data. Sunteți entuziasmată de botezul? Ați început pregătirile? Nu, depinde de cum se dezvoltă cea mică. Și depinde de faptul că o să intrăm în post. Botezul după Crăciun? Vedem. Vedem. Nepoata președintelui se numește Sofia Anais Ionescu Băsescu și s-a născut pe 1 septembrie.